Bine, o celebrul lider al clanului sportivilor a fost adus cu ambulanța în fața judecătorilor pentru a contesta decizia de arestare preventivă după răfoială în stradă cu rivalii săi. Acesta a venit într-o pijama cu urșpanda în speranța că va îndupleca magistrații să le libereze. În schimb, judecătoarea care a decis arestarea sa a declarat în sala de judecată că se teme pentru viața ei. Colegul meu, Florin Zafiu, ne spune ce s-a întâmplat în sala de judecată. Florin, bună dimineața! Bună dimineața, într-adevăr, alegul meu Marius Emil a contestat luarea măsurii arestării preventive astăzi la Curtea de Apel București. Acum judecătorii au rămas în pronunțare și vom vedea pe parcursul zilei exact ceea ce se va întâmpla în acest caz. Vă reamintesc faptul că dimineața, în jurul orei 9:30, Marius Alecu alias Bebino a venit la Curtea de Apel București pe o targă. Tot pe targ a intrat și în sala de judecată, unde a fost pus în dreapta judecătorului, lângă boxa acuzaților, pentru că acest proces să se desfășoare în mod legal. Nu a intrat în boxa acuzaților, fiindcă nu a putut, era foarte rănit, era bandajat la mâini, era bandajat la picioare. În schimb, pe tot parcursul procesului a stat în timp pe targă. În momentul în care a luat cuvântul, a explicat judecătorului că se teme pentru viața lui, că nu știe ceea ce îi se întâmplă și că a fost victima unui conflict pe care nu îl înțelege nici în acest moment. A mai spus că vrea neapărat să ajungă la familie pentru că are un copil și speră ca judecătorii să facă dreptate în acest caz.